sunt foarte surprins că suntem la Ministerul Mediului și până acum nu s-a discutat despre mediu. Cărăș Făișandor mă numesc, reprezint Asociația Ecologistă Floarea de Colț, Zero Waste România și platforma de click. Așa. Deci până acum nu s-a discutat de interesul mediului. S-a discutat de interesul celor care, după cum mi-am dat seama, cum stau de aici, acolo, toți sunt din partea industriei, societăți comerciale care au interes, bănesc în toată afacerea asta. Nu s-a discutat, câțiva dintre dumneavoastră ați amintit de interesul cetățeanului, dar în contextul că săracul va trebui să plătească, să suporte aceste cheltuieli. V-ați întrebat oare până acum dacă cetățeanul, cu care pot să spun că suntem într-o relație mai directă, dacă cetățeanul este dispus să plătească mai mult sau nu? Noi am făcut mai multe sondaje în perioada asta. Destul de mulți participanți. Absolut toată lumea zice că cel care a greșit trebuie să plătească. Mai înainte, colegul a spus foarte bine, cu toți am greșit. Noi n-am greșit. Cetățenii n-au greșit.